băiatul oraș Los Angeles din California. Păsările ciripesc, soarele este pe cer aici să ne facă ziua mult mai fericită. Da, uitați-vă, luna asta, care se mișcă extra rapid. Nu mă întrebați de ce sau cum de ce, dar da. Avem aici bănișorii 452.000. Să modificăm bestia asta. Știți? Eu chiar nu mai știam ce mașină să iau. Adică mă gândeam inițial la un Pagani mai vechi, dar destul de scump. Și am zis, bă, ăla nu. Hai, pe Meță. Pentru că nu prea am mai făcut nicio nemțească. O să mai urmeze o nemțească. Fiți atenți. Hai să auzim. Mamă, V8, ce ăsta? Eu cred că e un V8. În fine. Hai să vedem. Mamă, ăsta clar e un V8. V8 benzinar în 3 litri. Nu sunt sigur dacă ăsta e motorul, dar eu așa cam zic. Bun, hai să o lăsăm prima oară joasă și să mai lucrăm la fitment-ul de pe spate. Opa, mamă, dar scumpră-o. Am așa. Bun. La jante nu știu dacă o să schimbăm jantele. Asta depinde de cum o să fie aspectul. Mă gândeam să fac ceva gen... Mamacita. Bă, e minunat. Minunat. Nu, că după aia nu se mai vede. Da. Pare la crom nu prea avem ce modifica. Interiorul vreau să-l fac și pe ăsta alb. Chiar n-am făcut o decizie rea. Ia să vedem la roți. Mișto astea, dar mă gândesc la un Vortex T1. Bă, dar parcă jantele astea cam prea să potrivesc ele pe orice mașină. Nu îți se pare? Puțin? Da, aparent jantele astea să lipesc bine de fiecare mașină. Așa. Îmi place. Bun. La plăcuțe punem Rob X 900 și punem număr și punem plăcuța de Texas, pentru că și asta e una dintre favoritele mele. Cele care o să le pun de Texas o să fie favoritele mele. Dar cele de le pun altceva. Poate te în niște ocazii, de exemplu Toyota Supra, aia nouă, și cu Honda aia Civic, alea au mers pe New Jersey, că am vrut să fie în stil. Bun, vede, 220.000, destul de scump motorul, avem deja 35.000 brakes-urile, cauciucuri, pam pam. Băgăm tracțiune 4x4. Poc. Ok. Dar stai să ne uităm și la statusuri înainte să mergem cu mașina asta. Pentru că
Noi nu ne-am uitat la statusul și sunt importante statusurile. Deși mă gândeam inițial să fac și puțin de camber pe mașina asta. Ia stați puțin. Stai să găsesc mașina. Uitați-o. La prețul de 459.700. E o mașină destul de scumpicică, dar e bună ca și top speed. Accelerație, dar handling-ul e foarte bun. Deci asta ar fi o mașină de cross-country race sau de circuit. No, bun. Și acum dați-mi o clipă să văd ce camber pot să fac pe asta. No, și cam asta am reușit să fac. Eu zic că e mișto. Ia să-i vedem tot speed-ul. Mamă, cât prinde fără nos mașina asta. Stai să mergem la dealership. De aici să mergem la autostradă. Oricum îmi place mașina asta. Deci prima oară m-am gândit să o vând. Dar, hei, aparent n-am făcut o decizie rea, că am păstrat-o. Căuta și minunăție. Nu știu, parcă... Deci mie mi se par că jantele astea Vortex T1 merge cel mai bine pe mașini, pe orice mașină. Bun, sunteți gata? În 3, 2, 1 și... Dăm prima... Ia, deci... Trei sute șaizeci și cinci fără nos și 435 cu nos. Bă, păi mașina asta dacă e să ai boost full mereu, păi cam puteți să bateți un Koenigsegg Agera R stock. Deci, da. Păi și da, cam asta a fost episodul de astăzi. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și subscribe și... Da, abia aștept să apară update-ul, mai ales update-ul cu Nissanul la Z Proto, mă rog, 400Z, pentru că ăla mi se pare cea mai demențială mașină din toate update-urile, toate mașinile pe care le-a pus acum mai nou. Da, să parcăm și noi aici, că vreau să fac și o poză de thumbnail. Deci chiar nu mă așteptam să fie așa frumoasă mașina asta. Nu știu, jantele astea parcă fac totul. Fac o dată așa și încă o dată așa. Mamă, fii atent că e ce trebuie mă mașina asta. Ai, că a început și să plouă. Și asta chiar ar fi o mașină destul de frumoasă să vă plimbați cu ea în fiecare zi pe Driving Empire, adică... Eu zic că e șmecherul. E și da, ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!